Da, aia de pe Rasunda mi-l aduc și eu aminte, așa, o cursă de 30 de metri, de 40 de metri. Așa este, da. Da, a fost o fază, o pasă lungă la Ștefănescu, de 30-40 de metri, așa a fost și o cursă a mea pe care am terminat-o cu un șut în colțul lung. Da, el a fost meciul după care a fost suspendat Sopescu, nu? Acolo, pe Rasunda. Da. Atunci a spus la televizor, în transmisie directă, că jucătorii români ar trebui lăsați exact, în străinătate. Exact, da. Mă rog, și a urmat scoaterea lui, practic, de la televiziune, Dumnezeu să-l ierte. Și Wembley, și de Wembley mi-aduc aminte. Suntem deja bătrâni ca Wembley mie. A fost un gol mare, așa este. Mi-a părut rău că după aceea am avut o șansă să joc. Mi-aș fi dorit să joc în Anglia. Și pe când jucam în Belgia, la Charleroi, am avut o ofertă de la Wimbledon. Așa. Ei avea un vârf să acolo. Să joci fotbal, nu tenis. Da. Era celebra, echipa, pe era o echipă destul de celebră, Wimbledon. Da, da. Prima ligă engleză. Și s-a accidentat atacantul și a fost o chestie așa de o săptămână. Deja se aranjase, trebuia să mă duc la Londra după ultimul meci din campionat. Așa. Și în campionat, fiind în sâmbătă, am aduc aminte, am făcut o întindere. M-am dus totuși până la Londra, că deja am luat în bilete tot. Și a căzut transferul, pentru că vreau să joc în următorul meci acolo. Da, se făceau repede transferul. Era accidentat. Da. Ai fost și la mondialele din 90, din Italia, nu? Unde, da, da. Unde da, n-ai jucat însă da. Niciun minut. Da. Am jucat pentru că... A fost, cum să spun, soarta lui Dobrin de la Mexic 70. A fost undeva... Faptul că a fost primul moment în care se vindeau jucătorii români, a vorbărit acest lucru, normal, la asta și... Adică... Da, așa a fost. S-a făcut echipa în funcție de interesele de a se vinde jucători. Bineînțeles. Da. Normal că... Era mai normal la 20 de ani, la 21, că s-au vândut atunci după... Da, da, ale primii jucători români. Da. Atunci s-a plecat în masă imediat după, da, da. După 90. Da. Dar spune, cine erau? Impresarii erau amestecați? Cine? Antrenorii? Să știu atunci. Și antrenorii, cred, nu știu. Antrenorii, nu știu dacă alte persoane bănuiesc. Deci ne-au obi dumneavoastră. Asta parcă nu știți, în fotbalul ăsta, când sunt interese de bani, se creează automat. Da, legături. Sigur. Eu nu trebuie să mă întrebați în asta. Fotbal, în general. În general, da, 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 da. Auzi, Camil, da. Cum se spune? Tu pe cine acuzi pentru faptul că n-ai jucat niciun minut la un mondial? Exact cazul lui Dobrin în 70. Păi ce sacu, nu mai acuz pe nimeni, pentru că e bun, dar trotar de oameni care mi-au... După aceea mi-au... Cum să vă spun eu? Le-a părut rău. Mi-au și spus în față că nu m-a introdus. Cine ți-a spus? Ienei, cine? Cine Emi, da. Și ce să mai... Nu vreau să mai discute. Ienei era anterior. Eu mi-aduc aminte că eram atașat. Că n-am apucat să joc. Vreau să spun că la meciul ăla cu Irlanda, dacă nu mă știu. Da. S-a jucat la un moment dat fără niciun vârf. Era când am fost practic eliminați după penalti. Da, chiar m-am încălzit pe la pauză, pe acolo. Am făcut doar... Te vedea și te mișcări, da, mișcări, da, da. Și mi se pare că era ultimul meci, dacă nu mă știu, cu Irlanda. Dacă ne trebuia victoria. Da, când am fost lovituri de la 11 metri. Da, la 11 metri, meci și s-a pierdut la 11 metri, da. Ăla este, cum să spun, cel mai mare regret din cariera ta, că n-ai prins și mondialele. După europene din 84. De prins l-am prins, nu am jucat. Asta da, că n-ai jucat. Da, la mondial. Și celălalt care l-am ratat, unul din care l-am ratat, fiind 88. În mare formă la vremea aceea, nu la ăla, acela din, dacă nu mă înșel, din Spania, cred. N-am jucat cu Irlanda la București. Așa.
A meciul ăla, la vremea aceea, eram într-o formă fantastică. Fantastică. Venisem după Londra cu 1-1 acela gol de pe Wembley. Și am făcut... M-am accidentat la un meci din campionat la Pitești. Am făcut o... Nu fractură, o fisură de peroneu. Și n-am putut să joc. Bun, dar tu fiind vârf și fiind vârf clasic, cum era pe vremea aia așa de, da, de pivot, toți fundașii dădeau în tine, nu? Adică nu... A fost un meci la Pitești, mi-aduc aminte că era un fundaș Ștefan, care juca la Pitești, fundaș central, nu știu, vă ați aminte. Chiar am câștigat cu 1-0, am marcat eu un gol frumos la Pitești și... Într-adevăr, am primit o lovitură așa pe peroneu, nu pe tibie, pe peroneu. Așa. Și am stat până la pauză, am rezistat, am simțit o durere ceva. E, la pauză am ieșit afară. Eu nu știu ce am, după aceea la spital ai fisură. Auzi, Cami, dar nu erai un jucător care să te accidentezi ușor, nu? Nu, n-am avut accidentări. Erai aia ca a fost singur accident ca un care n-am acolo avut genunchi, glezne. Am fost foarte puternic din punctul ăsta de vedere și acum am zis la fel. Văd că o duc, încă o duc bine. Nu am... Adică nu te mai accidentezi acum deloc, nu? Nu mai, cu toate că, să știi, în Ovidiule, că fac antrenament în fiecare zi. Mai joci, mai faci câte o miuță, câte ceva? Nu. Fac anumite exerciții. Tenis cu piciorul? Exerciții. Nu. A, nu. Nu, fac... Așa că nu e un secret. Fac un exercițiu care eu îl consider cel mai bun exercițiu pentru organismul unui om. Așa. Bicicletă eliptică. Ce Dumnezeu înseamnă asta? Bicicleta aia care ai mâini și picioare. Aha, da. Ala ai toate grupele de mușchi. Le pune în mișcare. Fantastice. Și... Ai acasă? Unde te duci? Da, mă duc la undeva la o sală, unde e și piscina și fac și note. Păi de ce nu-ți iei unul acasă, o bicicletă? Păi n-am piscină, nu am piscină care interioară, știi, că după aceea mă not. A, înțeleg. Deci după ce faci bicicleta asta, te duci și noți. Rămân acolo o oră și jumătate dimineața. Da.